dumneavoastră, începând cu luna aprilie, guvernul nu mai subvenționează această energie termică. În aceste condiții, toată această subvenție ar trebui suportată de către bugetul local. Suntem și în situația de a vota acest proiect pentru majorarea cu 32,9% a creșterii prețului gigacaloriilor. Mi se pare ceva extraordinar, pentru că, vă spun sincer, nu putem vota pentru așa ceva. Avem situații din alte municipii, unde avem prețuri de 165 de lei, în Cluj 165 de lei, primar PDL, mai departe. Arat 224, nu, până nu Arat. Hai să vedem în care și Arat. Dacă domnul guvern va fi de acord să ne dea și nouă bani, să ne facem fațadele, ca să facem termoizolații, ca să nu mai pierdem 35-40% din cantitatea de căldură, ar fi o treabă extraordinară. Iar pe dumneavoastră, vă rog din suflet, faceți un apel, dacă nu, rog Consiliul Local, către Guvernul României, să ne spună și nouă ce bani au fost alocați comunităților locale, începând cu anul 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, să vedem ce bani a primit municipiul Focșani și ce bani au primit alte municipii din țară. Vă rog să mergeți să vedeți, să-i cunosc acele localități unde sunt primarii de la PDL. Noi nu am primit niciun ban și nici nu primim în continuare bani de la acest guvern.